Partenerii emisiunii: Oasis Shopping Mall. Echivalența. Abia aștept să vedem rezultatul final împreună, pentru că Irina arde de nerăbdare să se vadă în oglindă. Eu sunt pregătită să o invit aici să ne spună și nouă cum sunt aceste emoții cu noua ei imagine. Wow! E diferit un pic? Foarte diferit! M-am așteptat, dar nici chiar în modul ăsta. Foarte frumos. Îmi place. Să știi că deja și atitudinea e diferită. E radical ceea ce așteptam eu. Îmi place foarte mult. Eu zic să vină și un val de aplauze pentru tine. Vă salut într-un nou episod, madam. Participanta din acest episod este Cristina și are o poveste specială. Eu vreau astăzi să o cunoaștem împreună. Ce ți-o lipsă ție ca fetiță de la tata? Nu știu, putere. Puterea lui? Atenția lui? Da. Aprecierea? Aprecierea, da. Să vadă că tu ești activă? Da, și să nu trebuiască mereu eu să demonstrez ceva. La capitolul pantaloni, văd că cumva mai mult ieși pentru pantalonii drepți în jos și nu largi. Nu-ți plac? Ba da, îmi plac. Îți plac? Că nu am avut curajul. Nu ai avut curajul? De astăzi o să înceapă curajul tău. Să vă invităm și pe Cristina alături de noi să se vadă și să ne spună. Îi place, nu-i place, e frumos, nu e frumos. Dacă nu-i place... Cristina este participanta din acest episod. Cu o poveste uimitoare și plină de dramă, eroina a avut mult curaj să ne povestească istoria vieții ei. Deci, eu sunt Cristina Belousov, am 26 de ani și originar sunt din Chișinău. Activez în cinta școlii profesionale numărul 5 din Chișinău. Ca lucru de bază și ca hobby-ul mă mai ocup cu social media marketing. Am aflat de proiectul Madame de pe rețelele de socializare, urmărind-o pe Nicoleta, desigur, și am venit la această emisiune pentru o schimbare radicală. Îmi doresc această schimbare pentru suflet și sunt sigură că aici o voi primi. Sunt curioasă ce vor face și specialiștii acestei echipe cu mine. Da, sunt mega pregătită de o schimbare și abia o aștept. Am cunoscut-o astăzi pe Cristina, o femeie foarte frumoasă. Eu deodată am întrebat-o de ce a decis să vină la emisiunea Madame și ea mi-a spus că își dorește foarte mult să descopere și mai mult pe sine. În discuția cu Cristina am descoperit câteva lucruri. Ea are un atu foarte deosebit de a simți potențialul elevilor care lucrează, potențialul companiilor care lucrează, pentru că are cel puțin două activități. Activitatea legată ca profesor, care gestionează copiii în procesul lor de dezvoltare și, respectiv, descoperă potențialul companiilor ca și specialist în social media. Și pentru mine a fost o plăcere deosebită să descoper ce este acolo în interior și să descoperim împreună că are un potențial extraordinar de mare. Ea, de cele mai dese ori, are abilitatea de multitasking, multe activități deodată, dar acest lucru se datorează și atenției reduse din partea tatălui din copilărie, așa că acum, ca fetiță matură, este necesar să lucrez un pic cu propria
ei persoană, ca să-și crească copilul interior și să-și dea voie, așa cum ați văzut în imagine, să-și dea voie omul din ea să fie mult mai vizibil, mult mai valoros și ea singură să aibă și mai mare încredere în propria ei persoană. Bună ziua, Cristina! Bună ziua! Eu mă bucur să te văd aici la mine în cabinet, la etapa asta cu lucru cu sufletul. Și înainte de a face exercițiile noastre practice, vreau să ne povestești cine e Cristina. Cine e Cristina? Eu sunt Cristina Belousov, am 26 de ani, sunt originar din Chișinău, activez în domeniul pedagogic la momentul actual, la școala profesională numărul 5, sunt dirigente a unei grupe de cofetari. Am 24 de fete și un băiat. Wow! Da, și pe lângă asta sunt și social media manager. Mă ocup cu, fac, creez conținut, creez content pentru câteva firme. Deci ai o activitate așa, destul de multiplicată, cu mai multe activități, faci multitasking, da? Povestește-mi un pic despre jobul tău cu studenții pe care îi instruiești, îi înveți, îi ghidezi. Deci, este de aproape 4 luni deja. Niciodată nu m-am gândit că o să ajung să lucrez cu studenți, fiindcă maică-mea de mică lucrează cu ei. Jobul ei despre profesorii, da? Da, ea a fost profesor, după care director adjunct, după care director. Dar vreau să spun că este o experiență interesantă. Este ceva nou pentru mine și asta îmi place, fiindcă eu îmi place, mă aventurez și să creez și să fac tot felul de... Adică ideile mele, azi m-am trezit, azi vreau, azi fac. Uite, în procesul ăsta de educație, da? Da. Sunt 24, tu ziceai 24, da? 24 de caractere, petiție, și un băiat, da? Deci, gestionarea lor, manageriile lor, ce folosești ca să-i poți manageria? În primul rând, nu este ușor, vreau să spun că, dar eu cred că fiecare om are o ușiță acolo și eu cred că poți să găsești cheița pentru fiecare ușiță. Nu am metode anume care pot să le dau acum, să le expun. Unica ce pot să spun e nici să te cobori la nivelul lor, nici să ești cumva așa mai neutru la chestia dată și încerci să găsești limbă comună cu fiecare în parte. Deci individual, da? Deci individual cu fiecare. Pentru că ei au nevoie mult, mai ales societatea, adică cumva copiii din ziua de azi au foarte mult nevoie să-i asculți, să le dai încrederea asta în ei, în sine și să le oferi. Și au foarte mult nevoie de laudă, pentru că dacă îi lauzi, ei sunt mult mai motivați. Dar nu îi motivăm că, uite, o să-ți dau acum, o să faci asta și o să dau 100 de lei sau ceva de genul. Dar îi motivez prin chestii frumoase și care și astfel lor le cresc aripile. Eu observ când ce aici povestești tu, spui despre elevii pe care ai, da, studenții care ai, că tu le descoperi potențialul. Vreau să-mi spui dacă și în jobul tău celălalt de social media face același lucru, descoperi potențialul, nu știu, companiei, produsului, serviciului, zim, ce-ți place în jobul tău de social media? În jobul meu de social media îmi place foarte mult să cresc conținutul ăsta, îmi place interacțiunea cu oamenii, asta cred că e cel mai... foarte moment, pentru că când merg la nuntă, filmez, mai prins niște zâmbete, mai prins niște emoții vii pe care omul nu mereu și le arată. Cel mai mult ce îmi place să fac e să descoper, să arăt clientului că, uite-te, firma ta poate mai mult. Sau potențial. Da, uite-te că prin asta noi o să ajungem să avem ceva venit sau rezultat sau o să spunem ceva nou pe piață, de exemplu. Îmi place lucrul ăsta și îl fac cu drag. Observ că tu povestești despre oameni.
Da, deci Cristina e despre oameni, despre studenți care cresc să devină, să-și descopere potențialul, despre oamenii antreprenori care își deschid potențialul afacerilor, ideilor sau chiar propriul lor potențial, potențialul evenimentului, da? Deci e despre potențial și oameni. Asta văd la tine și vreau să facem împreună cu tine un exercițiu proiectiv și o să vreau să-ți explic ce înseamnă exercițiu proiectiv. Cardurile proiective sunt bazate pe o teorie psihologică, că mintea noastră transferă în subconștient totul prin filtrul imaginilor, prin metafore. Știi, noi visăm prin metafore, visă, da? Deci mintea noastră stochează informația din exterior prin diferite imagini asociative. Așa că terapeuții în anii aproape 60, da, au creat diferite tipuri de proiecții și aceste imagini povestesc de cele mai deseori ce se întâmplă în subconștientul nostru, care sunt emoțiile sau direcțiile în care putem merge ca dezvoltare. Așa că acum îți propun să extragi prin întâmplare, pentru că a doua teorie psihologică este nimic nu este întâmplător, și vreau să extragi o imagine din setul respectiv de proiecții. Și deschide-l și descrie-mi ce vezi în această imagine. Este un biciclist și un... Adică, practic, este imagine despre sport, fiindcă fiecare om are aici, este not, este biciclistul și este sportivul care aleargă. Ce observi ca un comun acești trei eroi din imagine? Ce fac ei în principiu? În afară de sport. Sunt luptători. Sunt luptători, da, încă. Ei se mișcă, ei merg se înainte. Mișcă. Exact. Ei au un obiectiv la care vor să ajungă, da? Da. Dar obiectivul lor e unul simplu, e standard sau e diferit? Eu cred că e diferit. Diferit. De obicei, ăștia sunt oameni ambițiori care își pun, da? Deci sportivii sunt cei, dacă să luăm așa metaforic, da? Imaginea asta reprezintă ca și cum tu tot ești în trei roluri. Zi-mi, dacă ți-aș spune că tu tot ești persoană care își pune obiective, se mișcă înainte, depune efort, da? Deci asta e caracteristica ta. Cine te vezi tu acum din ăștia trei? Nu bine, eu nu stau foarte cu sportul, dar luând metaforic, probabil aș fi sportivul care aleargă. Am înțeles. Asta e despre potențialul tău. Atunci când nu te oprești, atunci când mergi înainte, atunci când mergi spre obiectivul tău, potențialul tău se descoperă și mai mult. Acum vreau să-mi zici o cifră care tu asociezi cu tine. Orice ce cifră. 19. Descrie ce vezi în această imagine. Este un havuz. Nu unde se află havuzul ăsta? Undeva unde nu este lume, la sigur. În lume. Observ cum e pământul în jurul havuzului. Cum e? Este foarte crăpat. Foarte uscat, da? Ca și cum într-un loc uscat, un loc mai puțin explorat. Dacă eu ți-aș spune că havuzul ăsta ești tu în copilărie, tu ești un havuz cu multă energie, cu multă vitalitate, dar pământul din jur este cineva din rudele tale foarte apropiate, care a fost mai puțin, mai îndificit, mai uscat, hai să-i spunem așa, pentru că pământul în jurul la havuzul ăsta e mai uscat. De la cine ai simțit tu deficit de atenție sau de vitalitate? Probabil de la tata mea. Ce ți-o lipsă ție ca fetiță de la tata? Nu știu, putere. Puterea lui? Atenția lui? Da. Aprecierea? Aprecierea, da. Să vadă că tu ești activă? Da, și să nu trebuiască mereu eu să demonstrez ceva. A fost necesar să merezi dragostea? Da. Noi cu tine am discutat în avans, da? Noi cumva înțelegem ce se întâmplă în sufletelul tău și imaginea asta încă o dată parcă dublează elementul ăsta că unele fetiți care n-au primit atenție de ajuns, apreciere, valorificarea, ele când se maturizează se strădă să facă multitasking, multe sporturi deodată ca să merite și respectiv să descopere că ele sunt bravo.
ca într-o zi cei din jur, autoritățile, deja oamenii din jur, care sunt proiecția lui tata, să ne aprecieze și să ne spună că noi suntem bravo, că noi reușim. Și acum, ultima imagine vreau să o extragi și să înțelegi ce poți face tu pentru tine, întâmplător. A să recuperi treaba asta cu atenția lipsă, deficitul. Și eu scurioasă, Cristian. Eu tot. Ce e de acolo, Cristian? Ce vezi? Un om micuț care ce fel de umbră are? Mare. Da. Zi-mi, ce înțelegi prin imaginea asta? Pentru că nimic nu-i întâmplător. Pentru că eu înțeleg că trebuie să cresc copilul din mine. Ca să, eu sunt un om mare, dar da. Copilașul din mine a rămas mic. Da. Umbra asta arată că tu ești om mare. Dar tu, ca și cum nu-ți dai voie să fii mare, vizibil. Deci, tu trebuie să înțelegi că tu ai mai mare volum, da, decât ți-ți pare. Tu ești mult mai valoroasă. Și aici ai dreptate. Noi am discutat cu cine trebuie să ne creștem copilul interior și ne dăm voie personalitatea noastră să fie una mult mai matură și să nu ne bazăm pe elementul ăsta să merit dragostea. Da, adică trebuie să fac ceva. Și noi cu tine am discutat că avem câteva exerciții ca să ne creștem stima de sine și în special să învățăm să ne arătăm ca personalitate, chiar dacă tu ești destul de activă și cu multitasking și multe activități cu oamenii în special. Cum a fost pentru tine proiecția? Interesant. Te-a ajutat prin imagini să vezi, mai ales tu ești persoană care cu vizualul, imaginile, da? Și eu am decis că un exercițiu cu imagini o să fie potrivit pentru tine. Este practic tot despre mine și parcă am fi aici, știți, la tarot sau undeva. Alege. E ok. Dar oricum, cred că nimic nu e întâmplător. Și cu asta și am fost, cu gândul ăsta am fost mereu. Că nimic, tot ce faci, faci spre bine și nimic nu e întâmplător. Absolut. Știi că eu sunt aici, tot nu e întâmplător. Da. Eu vreau să fac concluzii. Imaginea arată că ești o persoană care își pune multe planuri, multe sunt bine dacă faci o singură direcție, așa că ești un sportiv cu mai multe calificări, hai să-i spunem așa. La fel, sufletelul tău este havuz plin cu apă, dar nu totdeauna în jurul tău este de ajuns dragoste și respectivul proces vine din lipsă sau deficit de atenție din partea lui tată, da? Și subconștientul tău îți spune că tu trebuie să te arăți om mare, nu trebuie să faci un miculeț mic, da, și umbra ta arată cât de mare ești. Eu vreau să-ți mulțumesc pentru deschiderea ta, pentru suflet foarte finuț pe care l-ai. Și eu acum o să-ți spun ca pentru mine. Eu îți doresc pur și simplu să-ți dai voie să fii fericit tu cu tine. Eu tot asta îmi doresc. Mersi pentru discuții. Mulțumesc și dumneavoastră. Astăzi am avut terapie și a fost una foarte captivantă, interesantă. Eu anterior am mai făcut terapie cu psihologul, dar astăzi m-am convins că totuși nu o să mai fac pauză, o să fiu și o să merg mai departe la terapie ca să mă descoper pe mine și de ce nu să vindec acel copilaș din mine. Deci, astăzi avem o nouă transformare frumoasă. Dana, te salut și vreau să-ți spun că toată greutatea din acest proiect este astăzi pe umerii tăi. Fierave. Veronica ne-a lăsat, s-a dus în vacanță, se distrează, hrănește peștișorii, nu știu ce mai face, dar noi avem de transformat astăzi. Astăzi avem o poveste tare emoționantă cu participanta noastră. Nu știu cât de pregătită emoțional este pentru transformări radicale, dar totuși la capitolul vestimentar eu cred că am câteva aspecte să le schimb. Cumva știu că avem o femeie tânără și frumoasă, o structură a corpului pe care o putem stiliza ușor cu tare multe, dar din ceea ce mi-a trimis și am văzut fotografiile, sunt elemente care nu mai au ce face în garderoba ei. Totuși, după anumiți ani, nu mai purtăm bluze scurte, fuste prea scurte, cu blugi rupți care nu se mai poartă, adică niște elemente cu care trebuie să lucrăm. Dar la mine o să fie ușor, comparativ cu ceea ce ai tu de făcut. Spune-ne tu ce planuri ai pentru ea și după deja o să vedem cât de deschisă este participanta noastră să le accepte.
Da, Nicoleta, din câte văd participanta noastră de astăzi, aș putea să-i fac ceva schimbări radicale, să vedem cât de pregătită este ea. Ce îi ține de tunsoare, cred că nu aș face. Proporțiile feței nu cred că îi permite să facem ceva tunsoare asimetrice sau în scări. O să văd pe parcurs dacă o să am chef ceva să-i modific. Mai mult aș opta pentru o altă nuanță, dar să vedem cât de pregătită este, pentru că la lungimea pe care o are și nuanța pe care o are și firul, vreau să zic că e foarte subțire și nu cred că aș merge pe ceva radical și o altă decolorare, nu știu, n-aș risca, mai ales că după câte văd nuanța este destul de proaspătă și lucrarea pare destul de proaspătă. O să văd cât îmi permite structura. În schimb, la machiaj o să poți să te joci, că astăzi tu faci tot lucrul. Da, pentru posibilitatea de a-mi aduce aminte de activitatea mea anterioară, pe când făceam cofări și machiaj. Da, tenul este destul de curat, nu cred că avem un pic de cearcă nici pe care o să le acoperim. În rest, fața ne permite foarte multe, o să vedem pe parcurs. Deja cred că o să discutăm la nivel de ce alegem de îmbrăcăminte. Da, cred că o să aleg machiajul în concordanță cu ceea ce o să fac la păr. Asta de obicei vine în timpul lucrului și o să las așa ideile scurgă natural, da, pe cât ne permite. Eu zic să ne apucăm de treabă, să o cunoaștem și să începem transformarea. Mai puțin cu vorbitul, mai mult cu la muncă, hai! Cosmetica viitorului este durabilă. Avem grijă de pielea ta și de mediu. Până la 99% din ingrediente sunt de origine naturală și peste 80% din formule sunt potrivite pentru vegani. Tot ce e mai bun pentru pielea dumneavoastră. Ingrediente precum acidul hialuronic, uleiuri de elixir, vitamina C și aloe vera, cunoscute pentru beneficiile lor puternice pentru piele. Rezervele ecologice inovatoare pentru creme reduc consumul de plastic cu aproape 90% per reumplere. Încearcă și tu produsele Echivalența. Participanta de astăzi este Cristina și are 26 de ani. Analizând tenul ei, observăm că acesta este destul de elastic, strălucitor, dar avem niște urme de deshidratare. În cadrul procedurii am efectuat o mască hidratantă cu extract de mere, iar în ajutor ne-au venit produsele Echivalența. Produsele de top din această gamă este acidul hialuronic și crema hidratantă antipoluare de 1% și cu factor de protecție 50. Aceste produse ajută la hidratare profundă, ajută la luminozitate și protejează foarte bine tenul în timpul zilei. Pe viitor să aibă grijă de tenul ei pentru a-și păstra această strălucire și să-l hidrateze mai intens. Echivalența are grijă de tenul și pielea participantelor Madame. Brandul spaniol Echivalența oferă hidratare și îngrijire intensă pentru pielea ta. Cristina, te salut și îți spun bine ai venit la Madame. Mă bucur că ne-ai scris povestea ta, noi am analizat-o și ne bucurăm că astăzi ești aici. Vreau să te felicit pentru acest trench minunat. Printul leopard cu siguranță este despre tine, dar vreau mai întâi de toate să ne povestești tu mai multe. Ce-ți place să porți, ce cumperi, ești pasionată de shopping, nu cumperi nimic, ca să facem o retrospectivă în ținutele tale vestimentare. Deci te salut și eu, da...
ultimul an nu prea cumpăr, pentru că cumva așa a fost niște perioade a vieții mele care m-au marcat, dar însă port practic tot, începând de la jeans, clasic și rochi, adică nu... Și stilul sport. Și stilul okay. Sport e ok, da. Dar că acum funcția mea de profesor nu-mi permite. Nu-ți permite. Deci cumva trebuie să ai niște ținute, da. Și niște... Eu am ținut cont și inclusiv de meseria pe care o ai. Am ales ceva diferit din ceea ce am văzut pentru tine. Chiar dacă costum, am încercat să aleg unul pe clasic, unul în stil mai sport, ca să înțelegi și tu cum putem să le mixăm între ele, astfel ca să obținem mai multe outfit-uri. Îmi place că văd mult print leopard. Tu ești blondă, ochi deschiși, ten deschis, ceea ce înseamnă că ai putea să asortezi până și leopardul cu nuanța de roșu, cu verde, cu nuanța prinsă, pentru că o să fie corespunzător și în tendință. Știm bine că anul acesta leopardul se poartă nu doar în varianta clasică, adică cafeniu albeș, dar poate fi și varianta colorată. În cazul în care nu ai tare multe ținute colorate, o poți mixa doar cu o simplă pereche de pantaloni evazați pe verde, pe bordeaux, de ce nu cu o gentuță minimalistă, astfel o să obții alt outfit. Dacă până acum ai încadrat cămașa într-un fel, poți face și altceva cu ea. Am văzut că ai și corsete, la fel din acest print, atent cu corsetele, pentru că în acest an, dacă până acum le purtam separat cu o pereche de pantaloni, anul ăsta avem nevoie de masivitate și masculinitate. Adică pe umeri întotdeauna să ai un sacou, fie că e vorba de negru, fie că e vorba de roșu în acest caz, de ce nu se va asorta foarte bine. Și o pereche de pantaloni clasici, cu siguranță o să scoți din zona de confort, astfel ca să nu arate nici tare vulgar, nici prea sexy. Adică să fie totul dozat. La capitolul pantaloni, văd că cumva mai mult ești pentru pantalonii drepți în jos, și nu largi. Nu-ți plac? Ba da, îmi plac. Îți plac? Că nu am avut curajul. Nu ai avut curajul? De astăzi o să înceapă curajul tău, pentru că eu aș vrea să văd, tu ai silueta corpului foarte frumoasă și ar putea să-ți permiți să porți în partea de sus mai strâng și în partea de jos mai largă, astfel ca să avem un debalans în funcție de silueta corpului și o să arate tare bine. Astfel de pantaloni negri îți recomand încet încet să eviți și să optezi pentru ceva mai, dacă e denim negru, să aibă neapărat un fel de, o să-ți arăt eu modelul potrivit. Cum îi ai pe ăștia pe tine? Să nu fie prea negru, adică aș vrea să excludem un pic negru din echilibrul tău emoțional, să adăugăm culoare, pentru că, de fapt, uite cât de bine s-ar potrivi această rochie pe albastru electric. Îl poți asorta, apropo, și la un trench pe oranj. O să stea foarte, foarte bine. Două culori aprinse, tu ești blondă, nu ai nicio problemă. Negru, negru și foarte multe nuanțe închise. Trebuie să scoatem un pic negru, să dozăm cu nuanțe de bază, fie că e vorba de alb sau ivory, sau cu ceva colorat, ceea ce am făcut eu. Dacă ai întrebări stilistice, te rog să mi le adresezi acum. Pantalonii ăștia evazivi, cât de bine se potrivesc, adică pe silueta așa ca a mea? Foarte bine se potrivesc. Pantalonii palazzo sunt potriviți fie că vorbim de femeile cu forme în partea de jos, fie că vorbim cu femeile cu picioare lungi și slabe, fie că vorba de siluete minione, așa cum este în cazul meu. Deci, pantalonii palazzo chiar sunt foarte ușor de acces. Și se asortează și cu sacourile și cu... Inclusiv și cu sacouri, geacă din piele, palton, trenci din ornament, ceea ce ai tu pe tine. Deci putem să facem tare multe. Eu ți-am ales o pereche de pantaloni palazzo, nu foarte largi, dar suficient ca să începi primul exercițiu de a te obișnui cu ceva mai larg pe tine. Okay. Dacă ești pregătit, am să te invit la cabină și o să începem transformarea. Da, sunt mega pregătită. Oasis Shopping Mall are grijă de tine și de cei dragi în această primăvară. Vino în fiecare zi, de luni până duminică, și descoperă colecțiile noi, dar și ofertele pe care le-au pregătit cei de la Oasis. Vă salut într-o nouă ediție, madam. Participanta de astăzi este Cristina și avem o siluetă tare interesantă ca să ne putem juca cu multe articole vestimentare. Știu că de meserie este profesoară, dar asta nu înseamnă că trebuie să ne îmbrăcăm doar în nuanțele de bază, nu în culorile de alb și negru, dar putem mixa și foarte multă culoare. Vreau să aleg ceva pe roșu ca să-i pun în evidență nuanța pielii și ochii frumoși pe care i-are, dar și să optăm pentru ținute mai evazate, ce
ceea ce nu prea a purtat până acum. Am evitat și vreau să evite pe viitor pantalonii super slim pe picior, pentru că mi se pare că pentru silueta ei și pentru înălțimea ei are nevoie de câteva perechi de pantaloni de bază palazzo, ca să se poată ușor accesoriza și asorta. O pereche de pantaloni palazzo nu neapărat este să-i purtăm pe toc, avem și ghetuțe, loafer, încălțăminte pe talpă joasă, care îi poate frumos accentua silueta. Am ales 3 ținute, toate fiind, două fiind din pantaloni și una din fustă, pe care am asortat-o la o pereche de ciubote. Mie îmi place tare mult ce a ieșit, sper Cristina să aprecieze și începând de astăzi stilul ei să fie unul diferit. Deci, da, prima ținută aleasă de Nicoleta este foarte interesantă, așa, foarte stilată, aș spune eu, doar că n-am purtat niciodată așa ceva. Și gentuța îmi place foarte mult. Nu știu, aș merge undeva așa, cred că la o, nu știu, o seară, undeva așa de chill cu fetele. Rozul ăsta e interesant, deci îmi place. A doua ținută alesă de Nicoleta. Ce pot să zic? Culoarea e foarte îndrăzneață, nu toți o să o poarte, dar eu sunt o fată îndrăzneață, cred, mă consider. Îmi place gentuța cum se sortează cu pantofiorii. Foarte, foarte stilat și foarte așa gingaș. Cred că aș merge și la o nuntă în așa stil. Asta e a treia ținută. Este total ieșit din zona mea de confort, cu toate că ador culoarea roșie, dar outfit-ul ales de Nicoleta nu l-am mai... În general am încercat să-l evit așa stofă în garderoba mea, dar ce pot să zic, îmi place. Îmi place foarte mult că s-a asortat atât de bine și pantofii, și, adică cizmulițele și costumul. Dar cel mai mult clar lucru că îmi place paltonul. Eu cred că așa aș merge, nu știu, și la întâlnire. Bună ziua, Cristina! Salut! Bine ai venit la noi! Eu sunt pregătită să ascult ce schimbări ai vrea să faci astăzi. Orice. Eu vă dau voie să faci numai nu verde albastru. Numai nu culoare. Da, nu întunecat, nu negru, adică eu m-am văzut toată viața blondă, așa că vreau să mă văd. Culori mai comerciale, nu tare creative, bine. Da, dar ești gata de orice, adică... Asta tot mult spune. Bine, ce ține de tonsoare? De tonsoare, nu știu, putem să mai scurtăm un pic, dar vă las la... Discreția noastră, da? Bine, dar ce istorie, ce tonsoare ai mai avut, ce rutină ai? Eu am avut de obicei păr lung, de 2 luni deja am păr scurt. A fost traumat sau din ce? Da. I-am trăit în Germania și acolo specialiștii e așa. Înțeles. Și deja am tăiat la maxim posibil ca să nu mai am fire uscate, fire. Dar oricum cred că mai are nevoie de tratament părul. Bine, părul blond întotdeauna necesită o îngrijire mai specială.
Da, și cu părul blond nu se economisește, nu să aibă, trebuie să ai o rutină cap-coadă format, bine formată. Într-adevăr, părul blond trebuie să arate sănătos, în alte situații cred că e mai bine să mergi pe o nuanță mai naturală sau bine. Sau să nu faci decolorări frecvente, trebuie să găsești o soluție. Bine, eu am înțeles, pe scurt, bine, a fost dificil de meșteri, acum ești în Moldova, varietatea de meșteri e mult mai mare, poți să alegi pe gust. Astăzi ne vom ocupa noi de tine și eu sper că să-ți placă. Și eu tot, sunt sigură. Ești gata de schimbare? Da. Bine, hai să începem. Hai. Cum bine ai înțeles, sau nu prea bine, eu voi fi și make-up artistul tău de astăzi. Am să-ți fac o schimbare totală ceea ce ține de păr și machiaj. Aș vrea pentru început să știu care este rutina ta zilnică. Simplu fond de ten și tare nu mă complic, adică nu, nu fac machiaj. Doar foarte, da. Bine, dar la cosmetolog, careva... proceduri? Nu. Nu prea, nu. Nu, da? Bine, am înțeles, după cum se vede, ai un ten destul de curat și asta cred că te-a ținut un pic departe de aceste proceduri, dar să știi că se recomandă o dată în săptămână să mergi la o curățare facială. Asta în timp dă rezultate. Periodic la noi, nu periodic, dar în timpul vieții la noi celulele mor și asta e foarte bine ca să reînnoiești și să dai un aspect proaspăt tenului. După care se aplică măscuța de hidratare, ceea ce o să-ți țină tenul hidratat și luminos. Bine, eu am înțeles ce am de făcut astăzi, am înțeles că echipa noastră a lăsat totul în grija mea. Sper să-ți placă și să fii gata pentru schimbările care vor avea loc astăzi. Da. Am avut-o în calitate de participantă astăzi pe Cristina. Am avut ocazia să lucrez atât la păr cât și la machiaj. Chiar mulțumesc pentru așa oportunitate. Făceam înainte foarte des chestia asta, acum mai puțin. Cu toate că Cristina nu a dorit ceva foarte radical la
ceea ce ține de podoabă capilară. Am hotărât să îi împrospătez un pic nuanța, am adăugat câteva șuvițe ca să rămânem tot pe blond, așa cum ne-a rugat să facem. Și ca aranjare am ales să-i fac o coafură destul de lejeră. Sper ca să o aibă ca opțiune pentru atunci când va merge la evenimente, când va îmbrăca o rochie elegantă, să-i fie așa ca o idee, să știe cum îi se potrivește. Știu că nu toate fetele au curajul de a încerca coafuri, li se pare că vor fi foarte, că vor complica lucrurile, dar coafurile pot fi și lejere. În schimb, la machiaj am ales să facem respectiv coafurii un machiaj de seară. I-am făcut careva recomandări ce ține de tenul feței pentru a avea o rutină potrivită. Bine, a fost o provocare pentru mine ca să și machiez participanta. Mi-a plăcut mult, dar oricum noi o așteptăm pe Veronica din vacanță. Sper că ne-a reușit împreună cu Nicoleta să-i oferim emoțiile potrivite Cristinei și îi dorim să aibă un an plin cu schimbări frumoase. Tot ce pot să spun este că eu și Veronica putem să mergem mai des în vacanță și Dana să rămână pe meleaguri emisiunii Madame. Ea poate să le facă pe toate perfect, ceea ce mă bucură. E fain când ai un om în echipă care gestionează atât de bine situația. Chiar dacă transformarea nu am făcut-o una radicală și de 100%, se vede, se simte că avem o nouă femeie frumoasă, o nouă femeie schimbată, pregătită de o nouă etapă în viața ei. Noi urăm mult succes, iar voi, dragile noastre, nu uitați să ne transmiteți în continuare cererile voastre pe pagina noastră de Facebook și contul nostru de Instagram. Cât ține de transformarea Cristinei, totul este foarte superb, în echilibru și îi dorim mult succes în continuare. Ei bine, după multe ore de muncă am ajuns la etapa finală. Vreau pe această cale să-i spun Danei mersi, pentru că ea astăzi a fost nu doar hairstylist, dar și make-up artist. Și mi-a plăcut tare mult cum ai creat tu acest look. Nu am avut astfel de schimbări. Nu e gen foarte radical, dar coafată, machiată, îmbrăcată, totul se pupă foarte bine. Și eu zic să o invităm și pe Cristina alături de noi să se vadă și să ne spună îi place, nu îi place, e frumos, nu e frumos. Dacă nu îi place, știi cum faci, nu faci, mama alta nu mai face. Cristina, te invităm aici și vrem să ne spui verdictul final. Oglinda ți aparține. Sigur? Sigur? Wow! Parcă sonașă! Nașa bogătaș? Da, foarte frumos. Nu știam că din așa o cufură de un păr scurt poți face așa o cufură voluminoasă și atât de mult să te schimbe. Și hainele potrivite. Eu zic că sunt foarte frumoase. Noi tot așa zicem, felicite! Noi tot așa zicem. Iar pentru că ne dorim schimbarea ta să fie una și mirositoare, cei de la Echivalența, partenerii noștri, te așteaptă în vizită să-ți alegi nuanțe noi după transformarea ta, astfel ca să schimbi totul începând de astăzi. Noi îți mulțumim că ne-ai ales și vrem să ne spui în două cuvinte cum a fost experiența Madame pentru tine. În primul rând, vă mulțumesc și vouă, una întreagă echipă. A fost o experiență interesantă, frumoasă, nu mă așteptam că o să, în general, că o să ajung aici, dar uite că visele pot să devină realitate uneori. Îți mulțumesc ție, Nicoleta, pentru că m-ai acceptat și m-ai ascultat atunci când a fost nevoie. În rest, pot spun doar că orice schimbare se face spre bine. Și tot ce se face, se face spre bine. Noi te felicităm. Mulțumesc frumos. Aplauze întregi echipe. Este? Ești gata? Da? Ha.
De ce e de această dată? Cacofonie. Ai ce mon? Hai. Este? Să încep? La Alexandru deja putem să-i transmitem? Da. Salut, Alexandru. Noi te rugăm de data asta să ne șlefuiești așa, că noi am bușit înainte de asta și vă rog frumos, din tot suflet, să ne faci așa. Cipiche, da. Șoșum. Partenerii emisiunii Oasis Shopping Mall. Echivalența.